Ocazia aniversării celor 42 de ani de la naștere, Renato Usatâi a primit în dar o stea, certificatul care confirmă faptul că steaua din zodia Scorpion de azi înainte îi va purta numele, i-a fost înmânat solemn politicianului de către colegii săi de partid. Tot azi, în jur de 4.000 de persoane i-au adresat mesaje de felicitare pe rețelele sociale. В общем, мы решили как в той песне подарить вам звезду. Да, да. Да, мы купили вам звезду, которая теперь в альманахе астрономов носит ваше имя, так и называется звезда Рената Усатый. Она имеет сертификат, координаты. Conform certificatului pe care Usatâi l-a postat pe Facebook, steaua face parte din zodia Scorpion și poate fi văzută doar într-o perioadă anumită anului. Tot acolo, colegii din partid i-au lăsat și un mesaj de felicitare, în care îi urează politicianului să fie o stea îndrumătoare pentru poporul moldovenesc. Conform site-urilor specializate, un astfel de cadou ar costa în jur de 1.000 de lei. La ora 1 noaptea, însă, Renato Usatâi nu simțea deloc spiritul de sărbătoare, fiind încă la birou. Я в Кишиневе, день рождения. Скажите, пожалуйста, где можно в это время поесть? Спасибо большое за рекомендации и советы. Astăzi, Renato Usatâi a împlinit 42 de ani. La alegerile prezidențiale de duminică, acesta a acumulat aproape 17% din voturi.